Tickers a mommy. Yes, she tickers a mommy. Yes. Go up, mommy. Mommy. Yes. Come on, dragilor, și bine ați revenit la ziua 3 din Daily Vlog. Înainte să mai filmez și să mai încep ziua, vreau să vă spun că Nathan mi-a făcut febră toată noaptea de asta. S-a trezit la ora aia, avea febră și avea nevoie de lapte și a mai dat și un pic de medicament. Și apoi ne-am continuat dimineața, le-am făcut băiță, au mâncat. Și înainte să mai filmez, vreau să vă spun că acest vlog e în colaborare cu Twi Shake Baby. V-am spus de ei de N ori, pentru că colaborăm de foarte mult timp și colaborăm des. E brandul meu preferat pentru copilași. Vreau să vă vorbesc un pic de aceste suporturi pentru farfurii. Ați văzut de multe ori la mini vlog, numai pe asta îl folosesc. Primim mult mesaje pe Instagram și în comentarii despre el și m-ați întrebat. La mulți nu am răspuns
la cele mai recente, pentru că vreau să filmez acest vlog, să vă dau întâi și un cod de reducere, ca să beneficiați de el, dacă tot vreți să vă cumpărați. Este suporturi pentru farfurii, se prind atât de masă cât și de scaunul pentru baby, adică dacă încă l-aveți în scaunel, intră și în acea măsuță de scaunel, se prind foarte bine de masă atunci când prindeți farfuria, că se formează acel vid sau nu știu cum să vă explic, dar se prinde bine de masă, nu poate să mai arunci nici farfuria, nici asta de pe masă, vă asigur, vă promit, pentru că net n-are foarte mult forță și nu reuși niciodată. Este click matter suportul pentru farfurii, vin și cu farfurii și după cum ați văzut, ele se prind foarte ușor, nu mai cad. Protejați masa, protejați covorul când nu mai aruncă farfuria pe jos și noi le folosim în continuu. Nu știu ce m-aș face acum fără ele. Așa v-am arătat și cădița în care el se face baia. Am să introduc video să vedeți cum funcționează această cădiță, pentru că se face plată, se face pentru baby nou născut, se puteți face băiță cu pernuță, se poate face mai mari pentru copilași mai mari. Deci e super, super, super faină. Are piciorușii care se strâng, care sunt și antiderapanti, are și înăuntru căzii, o bucată de silicon care ajută bebelușul să nu aluneci. E foarte, foarte bună, mai ales pentru faza când e nou născut și nu puteți să puneți multă apă și ei plâng. I-am făcut baie lui Esi și ați văzut că nu a plâns deloc. Asta foarte cumințică, în cădiță, s-a speriat, i-a plăcut. Deci a fost un câștig și pentru mine și pentru ea. Da, și vreau să vă spun că ei în această perioadă au reduceri de până 50% pe tot website-ul lor. Codul 20 Priscila vă oferă încă 20% reducere, încă cele 50% reducere care sunt acum pe website. Deci dacă vreți să vă luați ceva, puteți să profitați de codul meu și de reducere care le au acum. Și nu mai știu exact suma peste care aveți transport gratuit, dar știu că vă spun atunci când vă adăugați în coș cât mai aveți până la transport gratuit. Vrează și în toată lumea, ajung și foarte repede, mie mi-au ajuns foarte repede produsele, sunt mulțumită de toate produsele de la ei. După cum ați văzut, noi avem de la ei și biberoane și acest suport care puteți pune lapte praf când plecați la drum sau noapte, dacă vreți să l-aveți deja pregătit, m-a să răsturnați. Avem de la ei, yes mama? Avem de la ei și sticluțe de băut apă și lingurițe și făcluțe, deci tot ce am pentru bebeluși. Îi de la Twishake Baby. Țineți în descrierea videoului și codul meu de reducerii, și website-ul, și orice alte informații mai doriți despre Twishake Baby. Mamosule. S-au trezit acum copilașii și mă apuc să fac de mâncare. O să fac pulpi la cuptor, le pun doar un pic de ulei de măsline, sare și un pic de sos de soia, poate, și le dau la cuptor, la foc încet, să stea o oră, o oră și 10 minute. Și o să fac și niște conopidă și o să fac și o salată, cu salată verde, cu roșii, cu castraveți.
Și asta o să mâncăm, pentru că eu azi iar nu am mâncat, că am fost așa de stresată și nu știu, un pic supărată. O să fac acum un smoothie, chiar mi s-a făcut foame ora 2:30 și mi-e foame și o să fac un smoothie și apoi mă apuc de făcut mâncare. Ok, deci o să-mi pun o mână de spanac, o să-mi pun o banană, și am două nectarini, și am și două nectarini care s-au înmuiat prea tare și o să le pun. Și cam asta e tot ce pun eu în smoothie. Apă și un pic de lapte de ovăz. Speriați amândoi copilași cu acest blender. Trebuia să pun și un pic de gheață, am uitat. Miam, miam. Uite, Pip, canapea aici la Elsie. Trebuia să pun un pic de gheață. E cam călduț, așa. Eu o băutură pot să beau ori rece, rece, ori caldă. Spre fierbinte. Niciodată călduță nu-mi place. Da, ia să vă arăt. O ține aici. Ține frumoasă ta mică tu. Ține tu frumoasă ta mică tu. Ține tu frumoasă ta mică. Îl dăm aici din picioarele astea în continuu. Dăm aici din picioare în continuu. Ah. Ei, do. Cine e Nathan? Când am zis că sunt stresată și supărată din cauza lui Nathan că e bolnavior și eu tot timpul mă consum când am copilași bolnavi. Deci chiar dacă poate nu se vede, să știți că tot timpul mă consum foarte mult când ești bolnav, dar mă și rog mult. Cred că niciodată nu mă rog mai mult ca atunci când sunt bolnav. O, ce mofturos mic? Nathan? Dacă vreți să dați spanac la copii, așa puteți da. Na, look, I like it. I can't baby. I can't see you. S-aude uscătorul. Așa arată puiul, pulpile la cuptor. Aici am pus deja o tură de conopid în air fryer și o să mai pun una când vine David. Și trebuie să mai fac salata. Ții, Nathan! Let mommy make papa, Nathan, stă numai după mine. Ia castravetele. Deci o să fac o salată, o să folosesc acestea. Opa. Îi pun aici un felit păr. Nu știu dacă să le pun pe toate sau nu. Sau numai jumătate, cred că pun pe cam multe. Îi spărt astea. Neiță, nu trânzi castravetele. Nu trânzi castravetele bănânt. Give mommy. Ok. Păl și roșii. Da, te aud. Da, mama, da. Te aud din mama. Mama. Ia. Ok, o să pun verdeața. Pun roșii. Opa. Le tai așa pe lung în două. Atâta. Vrei la dulap?
Oba. Și castraveti. Stai un pic grăson. Mie îmi place salata să fie cu bucăți mari. Știu că sunt persoane care le faci, care le tai mici. Și în familia mea sunt. Care nu suport să le vadă așa mari. Dar mie așa îmi plac. Pun un pic de ulei de măslini. Un pic de sare. Și un pic de oțet. Ia să desfacem oțetul. Milada, e atât de comic, vorbești cu el și tot timpul îi povestești, îi aduci jucării, păpuși acolo și dacă plângi, nu am prins niciodată camera, trebuie neapărat să o prind. Și dacă plângi, îi spune să nu plângă că ea e acolo, că ea, exact ce mă aud pe mine că îi spun, așa îi spune și ea, e prea scumpită. Are o grijă de el și cum n-am văzut. Ok, un pic de oțet. Opa, cred că am scăpat cam mult. Un pic de sare. Și un pic de ulei. Cam asta e salata. Aici am și conopii, dar v-am arătat și pulpilii. Trebuie să ajungă David cam 10 minute. Numai bine pun tot pe masă și mâncăm. Come on, play your baby. Dino, baby wants cold, a baby cold. Come on, Dino, a baby cold. A baby wants careful. A baby likes okay, cold. Okay, can you take a break? Ia o pauză. De ce ți-ai pus bomboana în frunte? Yes. De ce? Why? Yes, I know, I see. Yeah, take it. Cup with the head there. Da, fă că ți-ai pus-o pe cap, dar de ce? Why? With the head I candy. Not nice, not nice. Mommy, what are you doing here? Mommy's making papa. I'm coming with Papa too, Mommy. I'm coming too. Dragilor, eu mă apuc acum să fac gogoș, dar pentru că mă grăbesc, am să vă las rețeta, ingredientele, toți pașii, tot ce aveți nevoie în descrierea videoului. Deci nu o să pot să stau să vă spun exact, dar găsiți tot în descrierea videoului.
mai am aluat, dar mi-au ieșit foarte multe gogoși și am mâncat deja două din astea. Și mai am de făcut, dar uitați cât de multe au ieșit.